Ceasa, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar pentru a citi ordinea de zi. Proiectul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul 4 al anului 2017. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind trecerea de domeniul public al orașului Botoșani, domeniul privat al orașului, a unui teren suprafață de 35 de metri pătrați. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafațe de teren pentru construirea unei locuințe personale doamnei Petzel Ioana Andreea. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren pentru construirea unui locuințe proprietate personală doamnei Pintea Florina Adina. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor prestări de servicii. Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele primăriei orașului Petrila. Proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economici faza PT a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție construire toalete publice în orașul Petrila. Proiectul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și PT și indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Eficientizare termică clădiri rezidențiale oraș Petrila, etapa 6, pentru blocul 3 din strada 8 martie. Proiectul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarea HCL numărul 223 pe 2017, privind aprobarea programului pentru activitățile, manifestările și manifestările culturale ce se vor organiza pe parcursul lunii decembrie 2017 în orașul Petrila. Peste ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a virilor de credite bugetare pentru anul 2017. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea protocolului de predare primirea obiectivului de investiții locuințe pentru tineri destinate închirierii amplasament strada Prundului cu 20 de unități locative înregistrat la ANL sub numărul 297 pe 2017 și la orașul Petrila sub numărul de 38090 pe 2017. Proiectul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii situate în orașul Petrila. Proiectul 13. Proiect de hotărâre privind completarea HCL numărul 149 pe 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Petrila, a instituțiilor și serviciilor publice fără personalități juridice, precum și a Serviciului Public Local de Asistență Socială Petrila, aflat în subordinea Consiliului Local al orașului Petrila. Proiectul 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea sumelor alocate unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din orașul Petrila. Proiectul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin citație publică a unui spațiu din cadrul Casei de Cultură Radislau Jmit, strada Republicii numărul 51, oraș Petrila, în suprafață de 100 de metri pătrați, în vederea prestării de servicii, instruire, planificare și organizare ședințe. Mulțumesc. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiectul numărul 2. Da, în strada Panului am făcut proiectul pentru toate străduțele din interior și avem un garaj concesionat undeva și facem un schimb de teren, îi dăm... Normale și se poate să se poate să facă. Să punem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Proiectul numărul 3. Vorba de legea 15. Îndeplinesc condițiile, există teren. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Mulțumesc. Proiectul numărul 4. Aici. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Mulțumesc. Proiectul numărul 5.
punem la vot. E vorba de serviciile pentru spital, registratul de curățenie și întreținere și bază. Cine este pentru? Împotrivă? Ținem, mulțumesc. Proiectul numărul 6. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Ținem. Proiectul numărul 7. Nu-i trați un pic în detalii cu proiectele, că nu le pot deschide. Da, nu, dar să ne spune și tipul la fiecare parte, că așa trecem peste ele proiectele. Le-am mai citit, dar mai citim. Deci la ce proiect suntem? La 7. Da, e vorba de construirea toalete publice în orașul Petrila. E vorba de, vrem să aprobăm proiectul pentru construirea unei toalete publice în Parcul Copiilor. Undeva între terenul de tenis al lui Marius Marcu și Blocul. Ce coți? Am văzut bine suma. Proiectul e proiectat. Dar credeți că noi facem și proiectare și estimări? Vă înșelați. Deci sunt făcute de proiectant. Acum vreau să vă spun că intenționăm să construim muncitorii noștri. Deci aprobăm proiectul pe care o să vedem modalitatea legală prin care să achiziționăm doar materialele și să construim muncitorii noștri. Da. Dacă trebuie de până, ajungem și noi cu următoare. Vece o statutul care ne dorim să-l facem aici, pe postul de televiziune, cum au ajuns aproape. Iar aproape 100 de mii de euro ceea ce a ieșit din proiectare. Mi se pare exagerat de mult. Ținând cont că ne prezentați un proiect aici, că e vorba de o toaletă pentru bărbați, una pentru femei și una pentru persoane cu... Și un spațiu administrativ. Adică, tu mai acolo. Acolo. Poftim? Mai acolo. Deci pentru aia mi se pare exagerat de mult. Acum, cu siguranță, nu va fi. Îmi pare rău că am invitat proiectantul, dar data viitoare o să invităm și proiectantul să vă explice, nu știu ce poate să vă explice vis-a-vis de... Bine, acum, eu știu, majoritatea dintre dumneavoastră aveți experiență în construcții ăsta. Nu se pare să mai exagerat de mare. Chiar dacă e făcută din proiectant, adică, mă rog, are nu știu ce bine. Ce poate să facă acolo? Un acord ca ăsta și toaletă. E o construcție până la urmă. Deci nu va fi o singură toaletă, deci va fi un grup pentru bărbați cu 3 toalete și un grup pentru femei cu 3 toalete și unul separat pentru persoane cu handicap și un spațiu administrativ. Deci nu va fi o toaletă de bărbați, una de... Acum înțeleg și de ce prețul. Da. Proiectantul, să știți că e chiar din Petrila, doamna Rodica Rezi, pe care o cunoașteți și cu care puteți mai colabora și dumneavoastră personal. Eu, chiar nu pot să te duci să-i pui unui proiectant, domnule, fă-mi la prețul ăsta. El are niște normative, după care lucrează, sunt niște prețuri pe care... Poate mai ajuta de valoare. Dar eu v-am spus, eu nu vreau să... Nu vrem să o scoatem la licitație. Anul viitor, în lista de investiții, o să prindem materialele și o să construim noi. Deci cu angajații primăriei. Asta iar e important, ceea ce spunea domnul Coli. Angajați din primărie sau parții? Ai primărie. Avem la primărie cel puțin 2 zidari calificați și angajați. Da. Se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 8. Da, e vorba de reabilitare termică pe fonduri europene. Aprobăm indicatorii ca să putem depune și pentru locul 3 din strada Marte cele de finanțare. Pentru reabilitare termică. Supunem la vot. Cine este pentru?
Dumneavoastră. Ține. Mulțumesc. Proiectul numărul 9. Proiectul numărul 9 e proiectul prin care aprobăm organizarea Revelionului aici în fața Casei de Cultură. Am prins aici bani pentru un mic spectacol, un foc de artificii și am zis să achiziționăm 150 de șampanii ca să îi deschidem cu cei care o să participe din orașul acela. 50 sau 150? 150. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 10. Peste ordine de zi. Da, aici e pe buget. Dacă vreți explicații, Rodica și Doru sunt aici. Tehnică. Am primit adrese de la Finanțe pentru învățământ, 27.000 de lei și sper să fie ultima rectificare de guvern. Și bilanțe între contul. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, e vorba de predarea ANL-ului, da? Deci ANL ne-a trimis protocolul de predare-primire și dacă ne-a trimis, aș vrea să îl preluăm și ulterior să îl și repartizăm. Da. Facă cu recepția? Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 12. Proiectul numărul 12 se referă la aprobarea listei de priorități. Am aprobat comisiile în urmă cu o lună de zile. Comisiile au făcut anchetele la toți cei care au avut depuse cererile. Aveți o listă cu cei care deja au depus? Cum? Aveți o listă cu cei care au depus? Da, da, avem o listă cu cei care au depus și lista de priorități. Da, ia. Comisiile au fost trei comisii formate din angajați din cadrul primăriei. Comisia mare e cea din care fac parte și toți. Comisia de locuințe s-a întâlnit azi, a analizat toate actele depuse la dosar, a stabilit lista de priorități în funcție de criteriile stabilite tot de către noi din hotărârile de Consiliul Local și s-a stabilit ordinea în care vor punctajelor în care vor primi fiecare locuință din cele 20. Dosare sunt mai multe, dar sunt numai 20 de locuințe vor fi repartite. Toți, că sunt 20 cele au fost. Da, jumătate de locuințe. Știți, aici tot timpul a fost care am văzut el când ne gândesc. Total au mulțumiți. Așa e, domnul Preda, pentru că cererile, așa cum vă spuneam, au fost 100, locuințe sunt 20. Deci mulțumesc 20, restul de 80 vor fi nemulțumiți. Nu avem ce face, sunt niște criterii pe lege, prin Consiliul Local. Dar criteriile astea vreți repartizat, ca din cadrul PNR-ului sunt participe niciunul comisie sau așa v-ați zis din noastră, domnule primar? Partide politice. Domnul Preda, dar nu scrie niciunde. Dacă propuneți dumneavoastră, o să le cerem și adeverință de la partid. O să le cerem și adeverință. Nu, dar măcar când ne înjură, să ne înjure, pe bună dreptate, mă jurați am văzut, așa o să ne înjure, cu toate când a fost acolo, n-am știut, n-am făcut parte. Mă rog, în fine, haideți. O listă e publică, puteți să vedeți și izmenul de fapt. Nu, la asta nu te-a zis. Din comisia și nu a spus la tema de comisie. Am înțeles că cine primește reprimis. Nu. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Abține? Nu trebuie să vedeți locuințe la oameni. De ce vorbim? Ne-am abținut pentru că am făcut niciun reprezentant de la PNL în comisia de Da, e vorba. Da. Cât?
E vorba de transferarea cotelor de la angajator la angajați, da. Deci le-am adus la nivelul de 1900 de lei per punct. Ei au niște, sau salariile sunt aprobate prin puncte. Coeficienți, da. Funcție de asta se va mări la fiecare, nu va pierde nimeni la salar. Salariile vor rămâne la fel. Doar cotele vor fi transferate, plătite din partea angajatului, nu vor mai fi plătite din partea angajatului. Noi atunci când ne-am făcut atenție în Consiliu salariile, da. Eu am întrebat atunci dacă coeficientul de realizare, adică 1, corespunde la salariul minim pe economie care erau 1450 de lei. Da. Și n-ați ținut cont de chestia asta atunci. Da. N-ați avut niciun salariu pe grilă de 1450 de lei. Ați avut în... Cum să nu? La cei care la deputat și pe studii medii, 1450. Deci la cei deputanți. De acolo se pleacă, de la 1450, după urmează gradațiile în funcție de vechime. Da, pentru că aveau 1,5 puncte. Dar punctul era, așa cum ziceați dumneavoastră, 1450. Dar muncitorii necalificați am plecat cu ei 1,5. Eu asta întreb. Da. Deci dumneavoastră în grila la primărie, așa cum asta cum ziceați dumneavoastră, n-a devenit un salariu de 1450 de lei. Asta era. Și acum dacă dumneavoastră merge cu 1900, echivalentul 1 și păstrați, puneți-mi, coeficientul care exista în bine. Înseamnă că salariile nu sunt... Ele vor crește, dar teoretic, pe hârtie. Pentru că reținerile se vor face de la angajat, nu se vor mai face de la angajator. Și atunci tot acolo vor ajunge. Crește mai mult, pentru că la 1900 este practic 100 de lei după o creștere la 1450 la 1550. Pentru salariile mici. Dacă te duci în sus la salariile mari, acolo nu mai se reglează. Am să mă abțin. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva. Abținem. Mulțumesc. Proiectul numărul 14. Am găsit 15.000 de lei, le-am atribuit la culte și comisia a propus alocarea către Biserica Penticostală Betel pentru 15.000 de lei. Pentru că nu le-am mai luat și nu le-am mai dat de vorboia între ele. Am și o întrebare, domnule primar, dacă să vă pun așa. Domnule, în fiecare an vă faceți comandă cu biserice, dar nu știți că sunt în privirea și două asociații. Știți, vă spun un banc. Vă spun un banc, domnul Fredea, a răspuns la întrebarea noastră. Și că un om s-a rugat la Dumnezeu vreo 20 de ani să-l ajute să câștige la loto. Și într-o duminică Dumnezeu s-a hotărât să-i dea lui... câștig. Și eu zic, uite, astăzi o să câștigi tu. Și el a zis, Doamne, dar astăzi eu nu mi-am luat bilet. Așa se întâmplă și cu casele pensionarilor. Astăzi vreau să nu aveți cerere. Dar dacă depuneți cerere... Nu mă înțelegeți greșit. Chiar dacă eu nu vă înțeleg greșit, dar noi ne cunoaștem. Ați venit cu vreo cerere la primele zile, domnule, vreau să fac nu știu ce... Hai să vin eu să zic, domnul Predea, nu vreți să... Doriți să vă sprijini financiar pentru noastră. Vă pun. Dar nu de bată cu noi și înainte de ședință. Vă rugăm cu noi. Vă exprimați că l-am urcat pe primarul la modul de primarul. Mergea expresia dacă primarul era de sex feminin, așa nu cred. Dar nu știu ce. Eu nu cunosc pe domnul Domnului. Din punctul ăsta de vedere, nu abțin, nu știu.
E în... În prevință. E un prevință. Nu-i da să te sări pe antidotul. Da. Ultimul proiect se referă la închirierea prin licitație publică a spațiului chiar deasupra noastră, de la Masard. O firmă dorește să organizeze, să-și facă o din asta de ședințe și de activități acolo. Scoate la licitație, dacă dezbat orice, îl închiriem. Okay. Aducem venituri la buget. Eu am întrebare aici. La... Asta de cultură, noi avem niște taxe pentru închiriere de spații. Noi mai avem un spațiu asta de cultură care este închiriat de genul ăsta. N-aș vrea să pățim cum am pățit în anii trecuți, când a fost închiriat o lecție pe care l-a sală zgândit pe parcurs cu obiectul de activitate și după aceea nu mai puteai să scapi din casa de cultură. Bine, cum a fost făcut contractul. Da. Avem asta contractul clauze clară. Este prevăzut. În somăm în termeni și îi rezidem contract. Nu mai de asta trebuie. Dacă le avem niște taxe stabilite, de ce trebuie să mai dacă le avem taxele stabilite, de ce trebuie Și eu la fel i-am spus la Doru, dar Doru, eu aș fi vrut să-i facem direct, dar Doru zice că dacă e vorba de o perioadă mai lungă, nu se poate. Avem taxe pe oră, pe zi și așa mai departe. Respectivul și m-am manifestat dorința de a avea o perioadă mai lungă. De timp. Așa. Și eu așa. Mai lungă, cât înseamnă mai lungă? Peste un an. Peste un an de zi. De 5 ani. Și nu putem lua taxa ca la oră. Da, păi... Și falimente ca la oră. Cât e pe oră? 10 lei. 10 lei. Pe 10 lei. Pe 10 lei. Și nu bine, în prima fază, cine e doritor, se poate încheia contractul de minim un an, nu? Iar 10 lei de la mult. Am informat ce prețuri avem. 10 lei de la mult. Da, da, nu. Sunt de cum oameni. Nu? Nu, ok. Ia să-și spune oameni. Desigur, nu e un lucru, dacă îmi permite să dea 1.000 de euro închirie. A, s-a făcut un procent, adică s-a făcut o medie, la cât plătim noi la gaz și s-a luat procent, da. Hola, 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 la, 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 hola, hola.
că suntem gazdă aleasă. Voi la, voi la, voi la, 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 la. Voi la, voi la, voi la, 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 la. La casa de oameni buni, la casa de oameni buni, face Dumnezeu minuni, face Dumnezeu minuni. Voi la, voi la, voi la, 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 la. Voi la, voi la, voi la, 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 la. Pune îngerii de fază, pune îngerii de fază, și dușmanii nu putează, și dușmanii nu putează. Voi la, voi la, voi la, 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 la. Voi la, voi la, voi la, 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 la. Am un merem mai departe, am un merem mai departe, rămâneți cu sănătate, rămâneți cu sănătate. Voi la, voi la, voi la, 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 la. Voi la, voi la, voi la, 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 la. Și la anul om veni, și la anul om veni, numai dacă ni-ți poftim, numai dacă ni-ți poftim. Voi la, voi la, voi la, 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 la. Voi la, voi la, voi la, 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 la. Vă mulțumim, vă mulțumim și chiar dacă nu vă dau un bănuțul, vă dau o ciocolată din partea mea și a Consiliului Local și vă urez sărbători fericite și tot ce vă doriți voi. Avem încă o colindă. Da? Asta a fost o colindă, acum așa un cântec de stea. Da? Nașterea Domnului nostru, nedule, florile salve, născutor, știm cum o poți, născutor, știm cum o poți. În iesem, sărăcăcioasă, nedule, florile salve, vruta Domnul să se nască, vruta Domnul să se nască. Și când s-o născut Hristosul, nedule, florile salve, irodom, cosmuniosul, irodom, cosmuniosul. Și-a trimis poruncă-n țară, nedule, florile sale, pe toți pruncii să-i omoare, pe toți pruncii să-i omoare. De doi ani și mai în josul, nedule, florile sale, ca să taie pe Hristosul, ca să taie pe Hristosul. Pe Hristos nu l-o tăia, tu nedule, florile salve, doar din țară o plecatu, doar din țară o plecatu. Și de-acum până-n vecie, nedule, florile salve, mila Domnului să fie, mila Domnului să fie. Nu uităm adevăratul motiv al sărbătoririi Crăciunului, acela că Hristos a venit în mijlocul nostru să ne ridice la desăvârșirea de a ne mântui. Vă dorim să fiți tineri și bătrâni. Tineri la suflet înțelepți, însă la minte, la fel cum sunt bătrânii noștri. Să aveți sărbători cu pace! Amin! Amin. Amin.